A ieșit cu ceartă astăzi în bucătăria din casa fetelor, s-a auzit mai devreme gălăgie, că se certa cineva. Fetele care erau în baie și își făceau manechiura se întrebau ce se întâmplă, cine se ceartă nu au aflat, dar mai târziu a venit bunica lui Alex la baie și a stat puțin de vorbă cu ele și la un moment dat a zis hai că eu mă duc să fac o ciorbă că m-am și enervat ceva de genul acesta s-a exprimat. O întrebau fetele cine a supărat-o, de ce, cine s-a certat, iar bunica lui Alex a zis că Madame Floarea, adică bunica lui Valentin, s-a supărat pentru că s-a mâncat din salata de beuf care trebuia dusă în casa băieților. Era pusă pe un platou ceva și era pentru băieți. Nimeni nu a dus salata și s-a mâncat din salată bunica zicea că bunica Maria zicea fetelor că voi ați mâncat, iar Delia și Laura spuneau noi două chiar nu am gustat, acum ne gândeam să mergem și noi să mâncăm. Iar bunica Maria le-a explicat că erau și niște șnițele și Madame Floarea a văzut că au mai rămas doar patru șnițele și s-a supărat că de ce nu s-a dus mâncarea la băieți. O auzisem mai devreme la masă, chiar când s-au trezit, de fapt, fetele. Era noua concurentă Adriana și discutau despre acea salată de băf, că este pentru băieți, iar Adriana a zis, păi eu am mâncat din ea, că nu am știut că este pentru băieți. Acum nu se știe dacă a mâncat doar Adriana sau au mai mâncat și alte fete din salată. Cert este că s-au mâncat și șnițelele care erau destinate băieților. Se va face cu siguranță un material pe tema aceasta și vom vedea ce s-a întâmplat.